să se abțină de la orice. Faptul că se întâmplă toate lucrurile astea, nu știu ce se poate întâmpla în CSM. Dar, în momentul în care se depun, cum este cazul acesta, plângeri sau se fac autosesizări, aici cred că avem de-a face cu o anomalie, și anume, doamna Mihaela Iorga Moraru, magistrat, este în conflict cu șeful instituției, magistrat. Doamna Mihaela Iorga Moraru este anchetată mâine de subalternul doamnei magistrat cu care este în conflict. În pachetul de legi de reformare a justiției, magistrații ar putea fi cercetați de o secție independentă a parchetului. În momentul în care există o situație de felul ăsta, dar înțelege toată lumea foarte clar. Doamna procuror Chioveși, procuror șef, spune doamna Iorga, o hărțuiește pe doamna Moraru. Sunt în conflict. Mâine doamna Moraru este chemată să fie anchetată de un subaltern al doamnei Chioveși. Ce anchetă este sau cât de corect ar putea să fie? Dacă ar fi o secție independentă la parchetul general, suspiciunile de influențare ar fi mai reduse, nu credeți? Da. Ați ridicat două probleme extrem de importante pe care proiectul de modificare a celor trei legi le aduce. Chestiunea separării carierelor și acea controversată, vă voi expune și eu punctul meu de vedere, direcție de investigare infracțiunilor săvârșite de judecători și procurori. Am să le iau pe rând, dacă îmi permiteți. Principiul separării carierelor. Eu vorbesc de această chestiune la nivel de principiu. Este o chestiune, un principiu pe care sistemul judiciar îl dorește nu de azi de ieri, ci de mai mulți ani. Chiar și vechiul Consiliu Superior al Magistraturii a avut ca și obiectiv această chestiune, însă din păcate nu s-a realizat. De asemenea, amintesc că în cursul anului trecut, 2016, în toamna anului trecut, mai precis luna septembrie, judecătorii sau adunările generale ale judecătorilor au semnat un memorandum prin care de asemenea solicitau la un anumit punct, punctul 5, această separare a carierelor judecătorilor de procurorilor și organizarea distinctă a instanțelor de cea a parchetelor. În cadrul Consiliului Superior al Magistraturii am adus în discuție necesitatea acestei reglementări încă din primăvara acestui an. Din păcate, nu a întrunit majoritatea voturilor necesare pentru ca această propunere să plece la Ministerul de Justiție. În schimb, însă, în toamna acestui an, când domnul ministru Tudorel Toader a trimis proiectele de legi către Consiliu, într-o formă destul de rudimentară, a fost reglementat și acest principiu. De ce este necesar și ce înseamnă această separare a carierelor? Și vă voi da un exemplu, cred că cel mai elocvent pentru toată lumea. Promovarea la Înalta Curte de Casație și Justiție. În prezent, această promovare, interviul pentru promovarea la Înalta Curte de Casație și Justiție, ca să fiu și mai punctuală, se derulează în fața plenului Consiliului Superior al Magistraturii, adică în fața judecătorilor și procurorilor din cadrul CSM. Am asistat în cursul acestui an la o astfel de procedură derulată în mandatul nostru. Nu aș mai dori să asist încă o dată la o astfel de procedură. Și nu pentru că colegii noștri procurori ar fi avut cine știe ce atitudini, nu, dimpotrivă, s-au manifestat cu rezervă, însă procurorii, colegii noștri procurori, au notat, au evaluat profilul de judecător ce urmează să promoveze la Înalta Curte de Casație și Justiție. Nicăieri în lume și în Europa nu există această interdependență între profesii. Cine poate să cunoască mai bine profilul, calitățile, virtuțile pe care trebuie să le aibă un magistrat judecător decât colegii judecători? După cum cine poate să cunoască cel mai bine ce calități trebuie să întrunească un procuror decât colegii procurori. Acesta este, cred că, exemplu cel mai elocvent că această separare este necesară. Cred că lipsa acestei separări a carierelor, a atribuțiilor pe zona de carieră și pe zona de organizare și funcționare a instanțelor în chestiunile ei fundamentale, repet, poate să stea și la baza unei legături de cauzalitate între nemulțumirile pe care le percepem din societate și modul cum funcționează sistemul judiciar. Este vitală această separare a carierelor.
De ce există o anumită reticență sub acest aspect? Am întâlnit-o mai degrabă din partea colegilor procurori, aceștia spunând că se tem de o anumită afectare a statutului lor de magistrat. Vreau să precizez, așa cum am mai făcut-o, că, cel puțin în prezent, în actuala arhitectură constituțională, acest lucru nu se poate întâmpla, pentru că Constituția României îi definește, îi califică alături de judecători ca fiind magistrați. Prin urmare, ceea ce dorim noi să construim este ca prin intermediul prevederilor legale să reușim să aducem, să decuplăm modul de gestionare a carierei judecătorilor de decizia și intervenția procurorului, după cum și invers. Mă întreb retoric, de ce oare nu-și doresc și colegii procurori o astfel de independență lor în ce privește gestiunea carierei colegilor procurori și modul de funcționare a parchetelor? Se mai spune faptul că o astfel de reglementare ar putea să lipsească de conținut atribuțiile plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Vreau să spun că nu se va ajunge la o astfel de soluție, pentru că vor rămâne suficient de multe aspecte, chiar și de carieră, comune celor două profesii, de organizare comună instanțelor și parchetelor, care vor continua să fie soluționate de plen. Mai sunt și alte paliere pe care această separare a carierelor urmează să aibă loc. Eu v-am dat un exemplu elocvent ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă de fapt și de ce pledăm pentru necesitatea ca judecătorul să fie cel care dispune cu privire la cariera colegilor lor judecători. Cu ce nu sunteți de acord din pachetul acesta? De exemplu, cu secția independentă din cadrul parchetului general care să investigheze magistranții, sunteți de acord? Personal, consider că este un plus pentru garanția de independență pe care o urmărim cu toții. Nu în forma în care însă este propusă în acest proiect, adică nu la nivelul unei structuri, unei direcții de o asemenea învergură, pentru că asta ar însemna că fenomenul infracțional în rândul magistraților este atât de mare încât necesită o astfel de structură. Proiectul a fost scris, cred că oarecum pe grabă, după modelul actual al structurilor specializate DNA și DICOT. De ce cred că această structură pe care eu și alți colegi de-ai mei o vedem la nivelul unei secții în cadrul parchetului general de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție? Păi tot așa, am să vă spun cu un exemplu simplu, faptul că în prezent, și aici eu vă aduc mai mult perspectiva unui judecător, pentru că sunt judecător și înțeleg mai bine situația judecătorului. Judecătorul de penal, pentru că vreau să mai fac o paranteză, această chestiune vizează, sau nu revin asupra ei ca să nu divaghez prea mult, judecătorul intră în sala de judecată împreună cu procurorul, care face parte dintr-o unitate de parchet, ce are competență să investigheze, să-l cerceteze ulterior pe judecătorul care pronunță soluția respectivă. Practic, procurorul nostru din dosar ar putea să cumuleze două calități. Odată de procuror care a instrumentat dosarul care se află pe masa judecătorului și, în al doilea rând, de eventual potențial investigator al judecătorului cauzei respective. În toate documentele internaționale, când vorbim de imparțialitatea judecătorului, o privim din două aspecte, obiectivă și subiectivă. Obiectivă însemnând așa, percepția pe care societatea o are și o formează față de activitatea judecătorului. Ce imagine lasă judecătorul părților, sălii de judecată, publicului larg. Aceasta este o perspectivă și nu fac inutil această divagație. Și perspectiva subiectivă, adică cum percepe judecătorul, cât de independent și imparțial se simte el instrumentând acea cauză în funcție de anumite circumstanțe conexe. Legat de imparțialitatea obiectivă, observăm cu toții valul de informații publice pe care îl prezentați dumneavoastră și colegii dumneavoastră, la care suntem și noi atenți și pe care nu-l putem ignora. Trebuie să recunoaștem că există sau să acceptăm că există sau pot exista niște probleme și să le tratăm ca atare. Pe de altă parte, sunt mulți colegi din zona care activează în zona dreptului penal, care
reclamă anumite presiuni, anumite intimidări, anumite apăsări, să spun, asupra lor. Pot să spun că sunt și în posesia unor dovezi în acest sens, pe care însă nu vi le-aș putea prezenta, pentru că vizează totuși și cariera, viața respectivului coleg. Mai vreau să spun că în toată perioada de campanie din toamna anului trecut pentru a accede în Consiliu, m-am întâlnit cu toți judecătorii din țară și nu cred, vă mărturisesc sincer, că a existat vreo instanță pe care am vizitat-o, unde cel puțin un judecător care activează în materia dreptului penal, să nu-mi spună măcar pe un culoar că trebuie să facem ceva în acest sens. Și eu, fiind de formație civilist, am fost, nu am perceput atât de acut această problemă. De când sunt însă membru în Consiliul Superior al Magistraturii, trebuie să vă recunosc că mi se pare că sunt mult prea multe astfel de semnale pe care le primim. Pe de o parte din partea societății, pe de altă parte a colegilor noștri. Eu cred că o mutare a competențelor, ca să revin acum la această direcție, o mutare a competențelor în cadrul unei secții, în cadrul parchetului general de pe lângă Înalta Curte de Casație, cu reglementarea unei proceduri transparente de desemnare a procurorilor ce urmează să facă parte din acest parchet, cu stabilirea anumitor condiții de vechime pentru a vorbi de o anumită experiență a respectivilor procurori, cred că se impune și cred că este un plus și este o garanție în plus pentru independența judecătorilor. Și încă o chestiune și încerc să mă opresc. De lege LATA, am citit și eu un material postat de Asociația Forumul Judecătorilor, aceea de care făceați și dumneavoastră referire, menționează într-un material prin care formulează observații cu privire la legile justiției că și în prezent de lege LATA, în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, există o astfel de structură specializată, nu mă întrebați prea mult pentru că nu sunt specialistă în materia dreptului penal, care specializată în investigarea infracțiunilor de corupție cu privire la magistrați. Așadar, temerea că s-ar putea afecta independența magistraților prin crearea unei asemenea structuri, nu știu dacă este reală, de vreme ce de lege la ta ea există. Pe de altă parte, se spune că crearea acestei direcții, acestui parchet, acestei direcții specializate și prin modalitatea prin care este reglementată, va fi supusă factorului politic. Eu am citit foarte atentă proiectele de legi și am constatat că procedura de reglementare propusă acum este identică cu cea care este reglementată în legea actuală pentru Direcția Națională Anticorupție și DICOT. Prin urmare, cum pot să susțin că acest nou parchet ce se dorește a fi înființat, generic vorbind, este un parchet controlabil politic, când procedura lui de înființare și de alcătuire este identică cu cea actualei Direcții Naționale Anticorupție? E cât se poate de elocvent argumentul dumneavoastră, de fapt întrebarea dumneavoastră. Dacă se fundamentează fix pe aceleași principii, de ce unul ar fi influențat și altul n-ar fi influențat? Mă întreb și eu, oarecum retoric, dar... Domnul judecător Baltag, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, reclamă presiuni și un comportament greu de pus în cuvinte a unor membrii în raport cu domnia sa. Ați simțit presiuni sau genul de comportament care sunt cerce să vă intimideze sau lucruri de felul acesta de când faceți parte din CSM? Am să vă spun că există anumite metode pe care vă las pe dumneavoastră să le calificați, eu nu am să o fac, anumite tehnici, anumite metode, manevre de impunerea superiorității în cadrul Consiliului, în rândul membrilor, de membrii vorbesc, de impunerea superiorității, de impunerea propriului punct de vedere. Limbaj agresiv, ironii care se doresc a fi inteligente, lipsă de toleranță, comportamente intimidante. Am asistat personal și eu la astfel de scene. Cred că la aceste aspecte se referă și colega mea. Cei care fac aceste lucruri fac parte din Consiliu?
Da, sunt colegii noștri din Consiliu. Procurori? Colegii membrii aleși. Și colegi procurori și colegi judecători. Deci, intimidare, comportament agresiv, limbaj agresiv, mai degrabă, comportament intimidant, acuze nefondate, toate acestea sunt de natură să creeze o stare de inadecvare, așa cum spunea foarte bine o colegă de-a mea. Fiecare persoană este construită într-un fel sau altul, are o structură emoțională, o personalitate mai puternică sau nu, unii rezistă mai mult sau nu, alții cedează mai ușor. Cam aceasta este atmosfera destul de tensionată în cadrul Consiliului. Ce efect au aceste comportamente față de dumneavoastră? Față de mine? Cum le resimțiți dumneavoastră? V-ați intimidat? Ați lăsat-o mai moale? V-au impus punctul lor de vedere? Da, uneori pot să spun că n-am mai insistat, n-am stăruit într-un anume argument. Da, au avut și astfel de efecte asupra mea. În condițiile în care aceste intimidări, aceste comportamente agresive, această încercare de a vă impune punctul de vedere, ce par a fi dintr-o cu totul altă zonă decât din CSM, vor continua, ce plan aveți? Care este maniera în care vă gândiți să răspundeți? Sau poate să nu răspundeți acestor lucruri? Ați observat că în prima jumătate de an nu au ieșit la iveală atât de multe aspecte din interiorul Consiliului în ce privește munca noastră, însă începând cu acea ședință din 30 august în care eu împreună cu câteva alte colege de ale mele am fost nevoite să părăsim ședința plenului Consiliului pentru a nu asigura, și o spun din nou, cadrul legal pentru nesocotirea legii, și am să revin puțin și la această chestiune. Când s-a încercat execuția... Când s-a încercat revocarea conducerii inspecției judiciare fără respectarea unor minime garanții de apărare. Și am să vă explic pe scurt, doar fără să răpesc mult timp, în ce au constat acestea. De la acel moment ne-am propus să arătăm dumneavoastră și colegilor noștri care ne-au trimis acolo care este adevărata și reala stare de fapt. Pentru că nici colegii noștri, trebuie să vă mărturisesc, nu cunosc cu adevărat care este situația acolo și ne acuză într-un fel de lipsa noastră de comunicare. Este un capitol la care noi marcăm un minus în dreptul nostru. Nu am știut să comunicăm foarte bine nici cu colegii, nici cu opinia publică, pentru că am crezut că am ajuns acolo să încercăm să rezolvăm problemele pe care le cunoaștem foarte bine, care există și pentru care ne-au trimis colegii noștri, și am crezut că este suficient să fim în Consiliu, să avem ideile în cap, să încercăm să le argumentăm. Din păcate, constat că nu argumentul este cel care contează, ci mai mult argumentul numeric. Revenind acum puțin la chestiunea aceea cu plenul din data de 30 august, vă spuneam că a fost o măsură extremă la care nu am vrut să apelăm și la care sperăm să nici nu mai fim nevoite vreodată să apelăm. A fost o măsură extremă, dar necesară. De ce? Pentru că situația de fapt este următoarea. Eram în timpul vacanței judecătorești. Se stabilise cu o zi înainte o ședință din aceea preparatorie internă, în cadrul căreia urma să se discute raportul de audit, pe marginea căreia se realizează evaluarea managementului conducerii inspecției judiciare. Conducerea inspecției judiciare fusese citată pentru a se prezenta în fața acestei comisii cu doar o zi înainte. Rețineți, cu doar o zi înainte. Conducerea inspecției judiciare a solicitat acordarea unui termen pentru a-și pregăti apărarea, pentru că se invocau, li se imputau anumite neregularități, cerere care nu a fost acceptată, cerere în privința căreia noi am susținut necesitatea acordării măcar a unei singure zile. Repet, o singură zi am solicitat să li se acorde celor doi șefei inspecției judiciare pentru a-și putea pregăti apărarea. Sunt judecător și nu pot să concep ca în ipoteza în care urmează să se aplice o sancțiune asupra unei persoane să nu-l încunoștințez cu privire la faptele ce îi le imput, să-i dau posibilitatea să se apere,
și abia apoi să decid. Era evident din maniera în care s-au desfășurat dezbaterile în acea comisie înainte de plenul din 30 că în ședința de plen urma să se pună în discuție revocarea conducerii inspecției judiciare fără drept de apărare, fără posibilitatea ca aceste persoane să poată să-și formuleze apărările. Acesta a fost motivul pentru care am fost nevoite să nu asigurăm cvorumul pentru ședința respectivă și ce a urmat de aici știți. Peste această chestiune și această problemă a revocării inspecției judiciare s-au mai suprapus și altele. Tot în contextul inspecției judiciare, pentru că știți că inspecția judiciară a fost o problemă mult disputată și cred că este în continuare. În interiorul Consiliului s-au adoptat anumite hotărâri vis-a-vis de inspecția judiciară. Și anume, Consiliul a refuzat să organizeze concurs pentru recrutarea unor inspectori judiciari pe anumite posturi vacante. Consiliul a adoptat o modificare de regulament de recrutare a inspectorilor judiciari. Aceste hotărâri ale Consiliului au fost atacate în instanța de contencios administrativ și au fost admise acțiunile Inspecției Judiciare contra Consiliului Superior al Magistraturii. Sunt trei astfel de hotărâri judecătorești pronunțate în contra Consiliului, una dintre ele executorie. Nici măcar după ce aveam o hotărâre de primă instanță, una dintre ele executorie, nu am înțeles să punem în aplicare respectiva hotărâre a instanței. Acestea sunt circumstanțe pe care noi le clamăm și spunem că ele conturează o nerespectare a legii în interiorul Consiliului. Toate aceste aspecte au fost de natură, în opinia mea, să slăbească inspecția judiciară, să slăbească capacitatea ei și independența ei operațională. Cred că pe viitor este important prin aceste proiecte ale legilor justiției să întărim capacitatea și independența inspecției judiciare, din punctul meu de vedere, prin rămânerea ei în forma actuală de reglementare, adică în cadrul Consiliului cu personalitate juridică, dar prin mutarea unor competențe de la Consiliu către inspecția judiciară, tocmai în sensul întăririi independenței operaționale și astfel ajungem la ce vorbim, la garantarea independenței judecătorilor și procurorilor. În condițiile pe care dumneavoastră le descrieți, de încercare a încălcării legii, prin modul în care s-a dorit, nu folosesc neapărat termeni juridici, folosesc termeni pe care îi înțelege opinia publică. S-a încercat execuția președintelui Inspecției Judiciare. Modul în care descrieți era o încălcare și a normelor, și a legii, și a bunului simț. Prin faptul că dumneavoastră și alți judecători din Consiliu sunteți ținta unor încercări de intimidare, de presiune, de lucrurile pe care le-ați descris dumneavoastră foarte bine, există colegi judecători din CSM care se gândesc să părăsească Consiliul în această situație? Trebuie să vă mărturisesc cu sinceritate că da. Și eu sunt unul dintre ei și colegele mele care alături de mine la ședința din 30 august am fost nevoite să ieșim din sala de plen. Ne gândim și nu de acum, ci de ceva vreme, la această posibilitate de a părăsi Consiliul Superior al Magistraturii. De a părăsi cum? Prin demisie? Prin suspendare? Prin demisie. De a pleca, de a părăsi efectiv această demnitate în care colegii noștri ne-au trimis cu încredere. Eu știu ce așteptări au colegii de la mine și de la noi. Am fost în mijlocul lor, le cunosc foarte bine problemele, temerile, frământările, neliniștile și constat că nu pot să-i ajut, cel puțin până în acest moment. Prea mult nu am putut să-i ajut. Și ne gândim într-adevăr la această variantă. Înainte de aceasta însă, așa cum v-am spus, pentru că am resimțit o lipsă de comunicare, o deficiență în comunicare pe care, din partea noastră, cred că este de datoria noastră să explicăm colegilor care ne-au trimis opiniei publice cam care este starea de lucruri și
și după aceea urmează câți să plece. Credeți, câți judecători credeți sau magistranți credeți că ar putea să plece prin demisia? 5, cred. În condițiile în care pleacă 5 judecători prin demisie, ce se întâmplă? Se refac alegerile doar pentru acele poziții sau ce se va întâmpla? Va fi o perioadă de interimat în care locurile vacante vor fi ocupate de cei care ocupă locurile următoare, au ocupat locurile următoare la alegerile din toamna anului trecut și într-o anumită perioadă de timp se organizează noi alegeri exact pentru acest lucru. Dar nu credeți că ar putea fi un efect al acestei posibile demisii să le faceți jocul? Nu este o decizie ușoară, ne gândim bine, cumpănim bine, nu spun că este o decizie pe care am luat-o acum, reflectăm la ea și la toate urmările pe care le-ar putea avea, nu cedăm atât de ușor, ne gândim întotdeauna că în spatele nostru sunt sute de judecători care ne-au trimis cu încredere pe fiecare dintre noi acolo și nu avem dreptul să-i dezamăgim. Și cred personal și cred că și colegele mele, până acum nu avem a ne reproșa nimic în sensul că ne-am străduit, ne-am luptat să rezolvăm din problemele acestora, însă nu am reușit.